Autoritățile locale și județene au găsit soluții să decongestioneze traficul în zona montană Rânca. Primarii celor două localități de sub poalele munților, împreună cu prefectul de Gorj, s-au așezat la aceeași masă și au venit cu fel și fel de idei. Spre exemplu, edilul din Novaș, Dumitru Leuștean, vrea să introducă autobuze și microbuze electrice pe ruta Novaci-Rânca, dar și în interiorul stațiunii. Este haos de fiecare dată iarna la Rânca, ambuteiajele în trafic se instalează rapid, iar autoritățile au fost neputincioase în fața blocajelor. Acum, administrațiile locale au găsit o soluție, vor să introducă un mijloc de transport în comun electric pentru ca drumul să nu mai fie blocat. Lucrurile astea vi le poate dezbate mai pe larg domnul Leuștean sau domnul Turbăceanu, dar fiecare pe partea de teritoriu administrativ pe care o are în zona Rânca. Domnul Leuștean a demarat proiecte de transport cu mijloace de transport electrice. Va fi o cursă regulată în viitor, nu știu, să vă dau un orizont, pentru că dumnealui e cel care gestionează aceste proiecte ca și primar al orașului Novaci. Va fi organizată o cursă regulată de la Novaci către stațiune, iar acolo în stațiune vor fi curse cu microbuze care se vor deplasa în stațiune. În așa fel încât să facă oamenii să nu mai urce cu mașinile, să le aglomereze în zona stațiunii. Prefectul Marcel Iacobescu spune că urmează o mini-vacanță, așa că au luat măsuri pentru a întâmpina valul de turiști. Bun, ca și în perioada de sărbători și în weekendurile de după, la Rânca vor fi dislocate mai multe forțe de ordine. Vor fi mai multe echipaje de poliție, de jandarmi. Acestea vor acționa pentru menținerea ordinii, pentru fluidizarea traficului, în așa fel încât să nu fie probleme la urcare, la coborâre din stațiune. În rest, sperăm că lucrurile să fie în regulă. Vremea este bună, urmează o perioadă cu mai multe zile libere. În acest weekend este așteptat un număr mare de turiști la Rânca, ținând cont că luni bugetarii au liber prin lege, fiind sărbătorită Unirea Principatelor Române.